acum cu mai departe și o am alături de mine pe Maria Duduman. Maria, bine ne-am regăsit, ca să spun așa. Cum e? Cum ți se pare? Au trecut câteva ore. Momentele sunt foarte interesante până acum și cu siguranță surprizele se țin lanț. Cum vezi tu pulsul? Ce mesaje primești? Avem foarte multe emoții aici în studiourile inventate astăzi și simțim cu foarte mare bucurie. Ne dorim ca tot ce s-a întâmplat până acum să bucure pe cei care ne-au urmărit și să comunice foarte multă încredere pentru ce urmează să se întâmple. Așa cum spuneam, este un moment în care ne manifestăm recunoștința față de tot ce s-a întâmplat în ultimele două luni, dincolo de perioada foarte dificilă și problemele de sănătate și faptul că a trebuit să stăm izolați. Am avut, cel puțin aici, în comunitatea Făbine, ocazia să cunoaștem mult mai bine oameni foarte frumoși și să ajungem la ce înseamnă cu adevărat umanitatea pentru noi și să ne punem întrebări foarte profunde despre cine suntem noi și ce vrem să reprezinte viața noastră pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Și atunci, pentru aceste momente, suntem recunoscători. La fel de mult suntem recunoscători pentru cei care au fost alături de noi în toată această perioadă și dincolo de oamenii frumoși din organizații care au făcut tot ce au putut pentru beneficiarii lor, am avut alături niște companii care ne-au sprijinit foarte mult și aici aș vrea să menționez Playtica, Profi, Albalact, Olympus, care ne-au ajutat și cu resurse financiare și în alimente. Vreau să mulțumesc la fel de mult tuturor prietenilor noștri care ne-au susținut și ei financiar. A contat enorm, enorm. Să ajungi la cifra de 6600 de persoane sprijinite nu este deloc ușor și nu am fi reușit niciunul dintre noi să facem ce am făcut fără ajutorul lor. Și de asta vă mulțumim încă o dată. La fel de mult suntem recunoscători astăzi pentru cei care ne-au ajutat să organizăm acest festival și această întâlnire. Și aici este vorba de toți cei care ne-au susținut, toți sponsorii care ne-au susținut cu toate produsele de la Tombola și să revenim cu o listă lor detaliată. Ele pot fi văzute deja pe pagina de Facebook a platformei Făbine, că le-am postat acolo. Este vorba despre tot felul de jocuri, este vorba despre bluze foarte frumoase, despre bijuterii, chiar și despre o sticlă cu vin foarte, foarte, cred că mai multe sticle cu vin, foarte bune pentru a putea sărbători în familie aceste momente. Și în egală măsură vrem să mulțumim partenerilor media care ne-au ajutat să facem vocea noastră cunoscută. Și aici sper să nu uit pe nimeni, este vorba despre Ager Press, Radio Ițibiții, București FM, Radio România Cultural, A7 TV. Irina, filmă încoace! Filmă cu mine! Noi, să știți că am lucrat într-o echipă de 7-8 persoane și noi astăzi suntem într-un studio improvizat alături de Irina, dar pe Irina o vedeți așa, că este live, lucrăm în condiții excepționale, asta este adevărat și cred că ce am reușit în ultima perioadă a fost să ne adaptăm foarte bine. Cred că în urmă cu două luni de zile, principala întrebare pe care ne-am pus-o a fost: vom continua să facem lucrurile așa cum le-am făcut până acum sau schimbăm din temelii și rămânem deschiși pentru a vedea cum adaptăm ceea ce se întâmplă în viețile noastre astfel încât să putem să continuăm să trăim în cel mai benefic mod. Astfel încât îți mulțumesc, Irina, că ești aici. Noi suntem aici. Și am avut foarte multe momente de bucurie, foarte multe momente de îngrijorare, bineînțeles, că și bucuria și îngrijorarea ne făceau să ne trezim dimineața la 7:30 să lucrăm împreună până seara foarte târziu. Dar pentru toate acestea suntem recunoscătoare astăzi și vă mulțumim vouă celor care ne urmăriți astăzi și sunteți alături de noi pentru timpul pe care ne l-ați oferit și sperăm să continuăm să facem foarte multe fapte bune împreună și de acum încolo. Îmi spune Irina așa încet, încet că urmează următorul număr. Maria, îți mulțumesc și eu. Știi ce cred că este foarte, foarte important? Știi ce?
Știu, știu ce spune Irina, chiar dacă nu o văd, să știi că gândurile se transmit pentru că oamenii devine și transmit gânduri bune. Ceea ce voiam eu să spun, Maria, ceea ce s-a reușit prin acest festival e faptul că ați reușit să strângeți lângă voi oameni frumoși, oameni care au dorit să scrie o pagină importantă în povestea aceasta Fă Bine. Mulțumesc încă o dată!